soare, prăfuit și ars de soare, cu pașii încezind de sete și cu fața în sudoare, cu o inimă zdrobită pe a sa lungă cărare, un proroc își plânge viața, e cuprins de întristare. Își dorea ca firul vieții să se curme în curând, așa se gândea Ilie pe cărarea lui mergând și zicea, cu siguranță că mi-am terminat lucrarea, Domnul poate își va trimite sluga ca să-mi ia suflarea. Dar cum peștera din munte a fost mult mai la îndemână, peste noapte fără stele hotărând ea să rămână, ca să-și odihnească în tihnă ale sale mădulare, măcinate de tristețe și de multă tulburare. Și pe când prin firul minții frica seamănă durere, ca o ușurare sfântă dătătoare de putere, deodată ca o șoaptă sub această sfântă glie, Domnul îi vorbi pe nume, ce faci tu aici, Ilie? Doamne, am fost plin de râvnă pentru numele tău mare, pentru fiii lui Israel ce hulesc a ta lucrare. Și am încercat prin multe și am insistat mereu ca să le arăt că singur numai tu ești Dumnezeu. Dar vai, ce încăpățânare, câtă ură pe pământ! Doamne, ți-au sfărmat altare și-au rupt sfântul legământ. Ți-au ucis prorocii, robii, ziua n-a la miezii ceas și din cât ai avut, Doamne, numai singur am rămas. O, Ilie, ce durere! Scoală, du-te, dar să știi că încă mai am în slujbă fără tine 7000 ce n-au îmbrățișat Baalul, nici nu i s-au închinat, nu i-au ridicat altare și nici nu l-au sărutat. 7000 când ți se pare că ești singurul rămas, alungat, fără odihnă, zbuciumat și fără glas. Și în această încercare, cât uși de puțin să știi că în jurul tău ca tine mai sunt încă 7000 străbătând calea credinței și pășind în rând cu mulți, ce hulesc sfânta lucrare de ție silă să-i asculți, când te zbați în deznădejde și în lacrimi de furie, Domnul vine și te întreabă, ce faci tu aici, Ilie? Crezi că ești singur pe cale, chiar de în jurul tău mulți cad? Nu te înspăimântă creștine când îi vezi mergând spre iad? Nu poți să le scrii lăuntrul a lor nestatornicie? Plângi văzându-i ca umbră, că-s pierduți pe veșnicie? Vezi, mai ai încă de lucru. Fii treaz, nu descuraja, încă e nevoie mare de mărturisirea ta. Scoală-te, dar, luminează, fii în noapte o făclie. Nu cumva să intri în ceruri prin tristețea lui Ilie. Chiar de ești lovit pe cale, chiar de nu mai ai cuvinte, când ești pus la strâmtorare pentru lucrurile sfinte, tocmai tu poate duci steagul și în tale mâini îl ții, iar în jurul tău ca tine sunt mulțimi de mii și mii. Tocmai tu să dai în urmă stâlp în patria cerească? Iată, Dumnezeu din slavă vrea prin tine să vorbească. Ieși din peștera tăcerii, auzi murmurul, el vine, auzi glasul, te întreabă, ce faci tu aici, creștine? Amin.